dacă e vorba de piedici, tu ești principalul acum care pui o piedică lui Codruț. Eu? Da. Nu, de ce spui asta, George? Prin apropierea ta de ce apropiere? Alexandra. Ce apropiere? Prin încercarea de a apropierea ta de Alexandra. Mai mereu în voci. Vorbește că ei iar păi place. Păi te uiți la mine și tot faci așa. Ți-a cumpărat o comunicare, că nu ți-a cumpărat o degeaba. Adică nu stai, stai. Nu că mi-ar fi dat. Chiar mi-a dat. Ți-a dat-o. Crezi că mi-e frică? Mi-a dat. Faci tu așa. Tu prin următoare. Are cum îi pui? Îi pui și o piedică, dar și ajut în același timp. Dar adevărul nu știe. Dacă așa a fost să fie și așa s-a întâmplat, dacă așa a fost să fie și așa s-a întâmplat, doar am punctat că am primit o brățară, că o văd că mă privește într-un fel anume și atât. Asta spun. Tu, așa. Prin ceea ce spui tu acum, tu oarecum îi induci lui, sau cel puțin nouă ne induci, că tu ai vrea să intri spre ea. În primul rând nu vă induc vouă, că nu v-am povestit vouă chestiile astea. Păi noi le vedem, ei. Nu le-ai povestit, noi le vedem. Problema ta că asculți. Păi cum ai? Dacă nu le spuneam, înseamna că mă prefacă zâncior. Le-am spus pentru că așa a fost și așa e. Iar George, e bun, dar atâta timp cât tu dai curs și îți place. Adică bă, momentul... ce treabă are ce spui tu cu faptul că el își apără femeia? Nu, ai vorbit de piedici. La momentul de față, eu băi, așa o văd. Băi, el reacționează frumos. El reacționează frumos, eu aș reacționa mult mai ori. Dacă Codruț nu ar fi spus anumite lucruri pe care Alex ar trebui, le-ar ști, nu s-ar băga, pentru că ar veni cu niște afirmații nefondate. Asta este subiectul principal. De ce el e supărat pe el, că el nu recunoaște și se atacă unul pe altul. Pentru că tu nu știi discuții între ei doi. Sunt colegi de cameră și știu mai bine ce s-a vorbit. Asta e ideea principală. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Revenim după știrile Canal D. Din păcate m-am atașat de el și l-am văzut o persoană puternică din ceea ce mi-a spus el. Așa? Și vrei să spun sincer, da, sunt dezamăgit pentru acțiunile pe care le face. Mi-ai spus că în două săptămâni voi vedea eu ce se așa, va întâmpla ce... și da, că mă voi da cu capul da. De pereți. Ți-am zis peste două săptămâni să te dai cu capul de pereți. Omenia poate să fii și cu un străin. Nu am cum să beau, nu am cum să stau la aceeași masă, să beau din aceeași sticlă aici cu niște persoane ca ei. Îți înregistrez toate părțile astea, le pun pe YouTube, fac vorbul cu tine, nici să vadă toată România, că tu nu te bagi în seamă cu noi, că nu mai există în emisiune și nu mai ai cecuri, băi, falsule. Cele mai votate trei fete în această săptămână sunt... Haideți să aflăm și cei mai votați trei băieți. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 19. Din păcate m-am atașat de el și l-am văzut o persoană puternică din ceea ce mi-a spus el. Așa? Și vrei să spun sincer, da, sunt dezamăgit pentru acțiunile pe care le face. Mi-ai spus că în două săptămâni voi vedea eu ce se așa, va întâmpla și da, că mă voi da cu capul de pereți. Ți-am zis peste două săptămâni să te dai cu capul de pereți. Omenia poate să fii și cu un străin. Nu am cum să beau, nu am cum să stau la aceeași masă, să beau din aceeași sticlă aici cu niște persoane ca ei. Îți înregistrez toate părțile astea, le pun pe YouTube, fac vorbul cu tine, să vadă toată România, că tu nu te bagi în seamă cu noi, că nu mai există în emisiune și nu mai ai cecuri, băi, falsule. Cele mai votate trei fete în această săptămână sunt... Haideți să aflăm și cei mai votați trei băieți. Vă mulțumim tare mult că ați rămas alături de noi. Continuăm gala favoriții. Alexandru, tu ce aveai de împărțit cu Rareș? Nu știu, se tot întoarce Rareș la 2-3 minute, se uită la mine și îmi face așa. Ce-ți spun, dacă ai ceva de zis, zi. Cum ar fi? Dar nu mă spurs deloc. Tu, tău, ta și tu. De ce să tacă? Păi nu știu, se întoarce la mine și i-am spus, dacă ai ceva să zici, dacă te întorci la mine și îmi faci cu capul așa... Ce vrea să însemne acel lucru? Dar nu înseamnă nimic, domnișoară, că am uitat la el și îi spuneam. Vorbești dacă aveți. Vorbești dacă ai de zis. Nu, că tu spui ăla care zici că nu știi. Nu, dacă faci așa cu capul, înseamnă că ai de zis ceva. Vorbește, că sunt aici. Mă uitam la tine și spuneam, spune. Vorbește, vrei să spui ce m-a deranjat? Îți spun ce m-a deranjat. Spune, ce te deranjat? Pentru că din de păcate, 3 zile, de 3 nu, zile la hotel, nu, în din fiecare păcate, seară când nu, ajunge la hotel, ce? Nici măcar ne uităm unii la alții, toți trei. Nu, nu, stai puțin, nu eu vorbesc de Codruț. Din păcate m-am atașat de el și l-am văzut o persoană puternică din ceea ce mi-a spus el. Așa? Și vrei să spun sincer, da, sunt dezamăgit pentru acțiunile pe care le face. Îmi pare rău. Dacă da, pe okay. mine, dacă ok, vreau... asta înseamnă că în total sunt dezamăgit pentru că m-a mințit pe mine că mi-a vorbit ce mi-a vorbit dacă el face altceva, înțelegi? M-am simțit eu dezamăgit că îmi spunea unele lucruri și m-a luat de prost. Înțelegi? M-a luat de prost.
de tine. Asta e problema. Dacă mie îmi spunea unele lucruri, dacă mie îmi spunea unele lucruri, dacă mie și lui ăsta, îl bag și pe el, dacă mie și lui ăsta ne spunea unele lucruri, vine în emisiune și nu recunoaște nimic și nu zice nimic din ce a spus mie și lui George, înseamnă că ne-a luat de proști pe amândoi. Și mie mi-e drag de el, a fost drag de el de când a intrat în emisiune. Mi-a fost drag de el de când a intrat în emisiune. Și ție, și lui, când am avut ocazia, v-a luat apărare la amândoi. Codruț, ești neasumat? Să spun ce. Nu știu dacă am zis sau nu am zis. Nu sunt neasumat. Auzi, Alexandru, ce a spus Codruț. Să spui acele lucruri și el va recunoaște dacă le-a spus sau nu. Da, bine, Codruț. George, de ce îi spuneai lui Rareș? Taș, mă. Baby, lasă-te, liniștește. Pentru că și el acum câteva zile, stând pe canapeaua aia acolo, a făcut niște afirmații că ei doi știu atât de multe despre Alexandru și dacă s-ar apuca și ei să vorbească, nu știu ce mai zice. După a venit și a spus, după a venit și a spus că s-a legat strict de... Nu vorbiți patru în același timp, lăsați-l pe George, Alexandru, după care, Alexandru, după care reveni. Ei, trei mai mult. Codruț! Eu... personal, am fost cu Alexandru și cu Codruț. Așa. Ei nu... De când eu sunt cu Madalina, sunt mai mult ei trei. Bun. În cameră ei trei. Și cum acum s-a un pic s-au încins spiritele de vreo săptămână, ei deja au început să dea dovadă că s-agită. Este posibil ca dopura să desfacă și să sară sticla aia în aer. Nu se desfacă. De cine a desfăcut șampania? Nu la tine. Chiar dacă poate să-mi pună Codruț 10 femei în fața mea, din păcate eu aleg să fiu respectuos. Chiar dacă a vorbit cu mine. Chiar dacă o luăm, chiar dacă o luăm normal. Nu s-a întâmplat nimic și nu știe nimeni nimic despre nimeni. Dar dacă tu vii și spui, deja Codruț vorbește, George, așteaptă, vorbești și tu. Dacă tu vii și spui că ai foarte multe lucruri despre o persoană și că eu tac și că dacă păi, era vorba strict de emisiune. Tu erai în cameră când am vorbit eu cu George și cu Codruț? Nu, atunci nu, dar eu vorbesc acolo, exact din ziua când am vorbit eu cu George și cu Codruț. Stai acolo și nu mai vorbi. Păi nu știi subiectul, te bagi fără să știi. Nu, vorba e, nu, ideea este că eu cred că... Ce crezi? Unul dintre ei doi... Care sau Codruț? Nu, unul dintre ei doi se va acidula foarte tare. Aha. Și cred că Codruț va fi unul care se va acidula. Dacă nu se va acidula, probabil o să o facă doar din ambiție, pentru că i s-au adus, i-am spus eu de cel puțin de trei ori până acum, dacă vreți să vă sifonați și vreți să dați drumul la sifonul ăla, dați drumul doar ce e vorba de emisiune, axați-vă doar pe femei din emisiune, pe lucruri care se vorbesc la hotel, cum ziceți voi despre emisiune, ca să fie treaba și să fie bine pentru toată lumea. Când te aud, nu mai induceți faptul că aveți... Codruț, lăsați-l să termine! Romeo, am dreptate cu ce zic sau nu? Erai lângă mine. Stai până să răspundă Romeo, auzi și afirmă Codruț, că nu-i vine să creadă ceea ce spui. Ce spun Codruț? Că eu o să mă spar și că... Codruț, eu nu am spus. George, Codruț, de la tine Codruț, am înțeles foarte bine, lasă tu cu înainte. Păi Codruț, nu mă da, fii mai atent, mă, frate. Nu, el s-a referit că eu dacă o să mă nervez foarte tare sau o să ajung cu Alex într-un anumit punct, eu o să mă spar ce o să zic. Tu de câteva zile, dacă ameninți mereu, dacă tu ameninți... George, atunci am zis odată. Păi lasă-mă să spun. Am zis atunci odată, nu de câteva zile, nu am amenințat mereu. Codruț, ce-am amenințat? Dacă tu vii și spui, am. Nu este clar că la un moment dat ăsta, păi, sau ăsta. Și Alexandru, știu. Exact, primul care se. Deci spune și mie. De ce tu iei în calcul? Okay. Nu, tu iei în calcul numai ce zic eu. Ok, spune ce fac eu, dar ce da, atacat Alexandru, un afar de Alexandru. Știi de ce eu ce l-am eu cu ce l-am atacat? Stai puțin, știi de ce l-am în calcul numai ce atacat Alexandru. Un exemplu că eu l-am atacat să eu l-am sifonat. Păi condat, ai indus. Tu înțelegi ce am la fel a indus și el George, la fel și el a indus. Știi de ce l-am în calcul despre Alexandru? Stai puțin. A spus și ai vorbit la hotel. Stai un pic. Știi de ce l-am în calcul numai ceea ce spui tu? Pentru că tu deja ai început să dai drumul la balon. Iese aerul așa. Și știi de ce? Mă repet, ce vorbești cu noi nu este absolut nimic adevărat din ce faci în emisiune. Dacă nu sunteți... Eu am început să dau drumul la balon? Da. Codruț! Cu ce? Prin asta ce ți-am spus acum. Codruț! Dă-mi un exemplu! Uite ăsta exemplu! Nu mi-o lua numele! Vrei exemplu? Vrei exemplu? Alexandra! Tu te mă lasă, mă faci. Și ce? Bun, stai un pic, Alexandra. Mai vrei faptul un exemplu? Nu, faptul că eu mă îndrept și am ținut-o într-una cu Alexandra, asta te afectează pe tine. Oh. Ce i-am sifonat eu lui Alexandra sau lui oricare băiat față? Dați-mi o foaie să-i desenez. Codruț, auzi, dar dă-mi un exemplu. Ce a spus el la hotel, Alexandra, și aici în emisiune? Nu vă dau niciun exemplu. Puteți doamna să-mi puneți... Codruț, puteți să veniți la mine cu o valiză de bani, sifonează-mi pe Codruț și eu nu o să o fac. E un sfat al meu, poate e adevărat.
Dacă nu sunteți capabili să puteți să întrețineți o oarecare apropiere sau o prietenie și lucruri pe care le vorbiți voi din intimitatea voastră acasă, puneți-vă singuri și vedeți-vă de treaba voastră singuri. Nu încercați, nu vă mai deschideți la nimeni, nu mai avea nicio așteptare să deschide nimeni la tine. Fii tu singur, că așa o să fii cel mai bine. Nu, sfatul ăsta să-i dai și lui, nu mie. Ce sfat el a spus deja că nu, el a spus deja că nu mai vrea, nu mai vrea să păi vorbească și nu absolut la amenință. De ce tot la amenință cu tine? Dacă ai ceva de zis, fratele meu, o să fie Alexandra care o face până acum. Alexandra, stai puțin, stai puțin, George, lasă-mă pe mine să vorbesc. Lasă-mă pe mine să vorbesc. Amenințare înseamnă în felul următor. Dacă aș fi spus, bă, Codruțe, dacă te comporți așa, o să spun toate lucrurile pe care mi le-ai spus tu mie. Asta e o amenințare. Eu am spus în felul următor. Codruțe, am fost dezamăgit de tine ca bărbat pentru ceea ce ai făcut, dar niciodată nu o să aduc aici în emisiune ceea ce mi-ai spus tu mie. Asta nu este amenințare. Doamna Cristina, ei se feresc unul de celălalt pentru că Codruța are ceva de... Și nu numai, și invers. Și ei acum, dacă se sparg, dacă unul se sparge, se vor sparge toți. Și eu sunt tare curioasă ce o să se întâmple până la urmă. Dar tu știi despre ce este vorba? Alexandra, îți mai explic o dată. Eu n-ai nu ce voi, să explici, fratele meu, că veniți și vă amenințați unii pe ceilalți, aveți de vorbit ceva, vorbiți. Dar să știi ce înseamnă amenințare. Dar amenințare înseamnă dacă veneam sparge, și spuneam, liniștiți. Bă, amenințare înseamnă dacă vineam și spuneam, bă, Codruțe, dacă continui așa, o să dau adevărul pe față. Alex, eu nu o să fac asta. Deci m-ai pus pe mine în gardă de luni de când am intrat în această emisiune și tu spui mie că nu așa, te-ai spar deja? Așa și? Păi de automat vă spargeți! Mi-ai spus că două săptămâni voi vedea eu ce se va întâmpla și că mă voi da cu capul de pereți! Te-am zis peste două săptămâni să te dai cu capul de pereți! Și asta ce e, amenințare? M-ai pus în gardă! Asta e amenințare? Și automat îmi dau seama că este mai mult decât ceea ce se arată în această casă, dar momentan nu se vorbește, dar se va vorbi! Alexandra, dacă îți dai seama despre ce e vorba, vorbește! Și de ce continui să fii cu Codruț dacă ai aflat, dacă s-a spart cu ceva? Păi stai puțin că Alexandra ne lasă impresia că băieții ar avea ceva de bun. Bun, domnișoara Cristina, a spus că Alex s-a spart cu ceva și l-a dat pe Codruț în gât. Bun, de ce ești lângă el dacă s-a spart cu ceva? Nu, tu n-ai înțeles. Eu am spus, Alex mi-a spus de luni de când am intrat în această emisiune că eu mă voi da cu capul de pereți. Da, o să ai Alzheimer. Ce sens mă voi da cu capul de pereți pentru că... Maria, nimic. Și eu să știu de unde a amenințarea asta de la el spre mine, așa, că eu nu l-am amenințat. Așa, că le enumer. Vreau să înceapă să vorbească și să spun odată ce ce vorbește, dar mai aici. Eu ești Alexandra, nu vorbesc. Alexandra, dar când vreodată o să încerci să vorbesc când vrei tu? Stai jos acolo, potolită viața mea. Doamna Cristina, iar nu a amenințat-o nimeni. Mă repet. Bine, bine că la mine este în felul următor. Eu trebuie să vorbesc orice. Dacă eu vreau să țin un pic secret, vorbesc cu păsărelele, vine, fața mea. Vin toți și nu vine unul. Vin toți gârlă, călare pe mine, ca să să vorbesc. Wow. Sunt o șatră, înțelegeți? Da. Dar eu când vin să cer socoteală, nu este ok. Dar de ce trebuie să vorbească cineva în fața mea? Că cine sunt eu? Nu te mai femeie acolo la Jilava, că acolo... Ai, Mariana! La Jilava te duci tu, soră! Lasă-mă! Să ne faci de noi, șatră și nu la Jilava! Uite-te la tine! Ai vizitat Jilava dacă vorbești? Hai când vezi, mă, Sfânta, potolești-te! Veniți de pe aia, da, Alexandru! Vreau să închei subiectul, să mă repet pentru ultima dată. Nu o să sifonez niciodată. Am fost dezamăgit de Codruț. Eu personal, nu știu dacă George a fost, eu personal am fost dezamăgit că am prins drag de el și mi-este în continuare drag de el ca om. Foarte dezamăgit, nu dezamăgit. Deci extrem de dezamăgit. Și pot să vă zic, îmi permit să vă spun că da, aveam unele așteptări de la Codruț din ceea ce spunea el mie. Despre el ca bărbat, nu despre competiție. Despre el ca bărbat, ca să ne înțelegem. Ok, ai zis despre Codruț că te deranjează. Și atunci, față de mine ce te deranjează? Pentru că de trei seri la hotel nu ne salutăm unul pe celălalt. Dar de ce? Nu, vreau să-mi explice Alexandru. Că e frică că îl înregistrezi? Că este frică că îl înregistrezi? De Marinescu vorbeam. A, dar nu de Marinescu vorbeam eu, domnișoara Cristina. De Alexandru Da. Ok. De trei seri nu ne salutăm. Ok. Dar tu ai venit vreodată să bocănești la ușă? Da. Când? Da, ieri seară. Împreună cu Codruț. Am venit la tine. Să-ți iau ce ți-am luat, nu? Nu. Nu.
Nu. Nu, după. Era ora 1:30, cam așa. Când ai venit cu împreună cu Codruț? Într-a făcut Codruț, Codruț am fost aseară. Alex, aveai ușa închisă. Aveai ușa închisă. Aveai ușa închisă și te-am bătut. După ce a plecat Nicos. Nici voi nu faceți ce trebuie să faceți. Nu mă mai trageți pe mine la răspundere. Știți foarte bine când ați intrat în casă, mi-ați fost dragi amândoi și încă sunteți. Așa că nu-mi bate mie obrazul acum, de ce nu vin eu la voi? Nu, stai, eu nu ți-am bătut obrazul. Eu nu ți-am bătut obrazul. Te-am pus o întrebare. Ce te deranjează față de mine? George. Vreau să-mi explici, tu nu să-mi explici, păi, George. Păi, dar ce suntem aici la gândița? Mi-ai explicat eu foarte bine. Vrei să-mi explici și el același lucru? Băi, este capul ăsta. Zic eu că tu știi că probabil Codruț este vinovat dintr-un anumit motiv referitor la Alexandru și tu îi ții partea, adică ești părtaș cu el. Lasă că e și asta. Nu, e conflict. Vă țineți spatele unul la altul. N-are treabă supărarea lui Alex Părareș cu Codruț. Da, dacă vreodată i-am ținut partea lui Codruț, da, e în subiectul cu Diana. Pentru că, așa cum a spus și ea, că să spunem adevărul, dacă tot vrei să spui adevărul, dar văd că am terminat și am pus și eu punct. Dacă ai ținut partea lui Codruț sau partea adevărului? Partea adevărului și partea lui Codruț. Codruț e partea adevărului. Ba da. N-ai ținut partea adevărului și poți să zic eu strict la adevărul. Nu. De când ai intrat de în casă. Da, nu la ce-or vorbi, de cum ai interesat pe mine, ce-or vorbi de. Păi, dar de ce n-ai ținut partea și la adevărul la ceea ce-au vorbit? Dacă Diana a spus că Codruț i-a spus că o iubește, eu niciodată n-am venit să spun nu, nu e adevărat. Am tăcut, pentru că nu știu. Ai tăcut? Am tăcut pentru că nu știu. Ai tăcut, dar n-ai ținut cu adevărat. Era o eroare și până și Diana îți spune că ai ținut partea lui Codruț. Dar păi era culmea să nu zică că nu i-am ținut partea. Cu ce i-am ținut partea? Cu toate. Ce cu toate? Cu toate, virgulă, argumentează. Și el a spus că nu este așa. E acceptat, da, nu este așa. Ce nu este așa? Niciodată n-am venit să spun când tu ai spus că el te iubește sau a zis că te iubește. N-am să zic, nu, nu e adevărat. Pentru că nu știu. Nu vă privesc pe mine conversațiile pe care le-ați avut voi doi. Nu are. Știi mai rare dacă după telefonul cu Codruț vorbea cu două erai și tu-și vorbeai. Nu are treabă Diana în cercul nostru. Eu, Rare și Codruț. Nu știu ce fac ei cu Diana, că de trei zile, cum aș fi Rare și ei stau în cameră împreună, vorbesc mult mai mult și eu nu am de unde să știu și nu mă interesează ce fac ei și ce vor să facă. M-a deranjat foarte mult la Rareș că mi-a bătut obrazul în emisiune și mi-a spus mie de prietenie și de respect. Diana de treabă. Am spus că noi consideram că suntem toți prieteni. Și de ce mi-ai bătut? Dar de ce mi-ai bătut obrazul despre prietenie și respect atunci? Pentru că mi se părea că foarte mult tu încerci să-l pui pe el într-o lumină proastă. Oricum era într-o lumină proastă. Oricum era într-o lumină proastă. Cu ce? Și tu îl mai băgai. Bine, cu ce? Păi de ce era într-o lumină proastă, măi? Da, repete-te că n-am înțeles, te rog. Cu ce îl pun într-o lumină proastă pe Codruț? Cu ce îl pun într-o lumină proastă pe Codruț? Iar vrei să mă repet pentru ce ai zis? Că o să vezi tu Alexandra peste două săptămâni ce o să se întâmple. Că dacă eu știu multe o să vin și în primul rând am spus că Alexandra peste două săptămâni o să te dai cu capul de pereți. Da, ok. N-am spus că o să vezi ce o să ok, o să te dai cu capul de pereți. Auzi, Alexandru? A, și tu din... Ce-ai lăsat loc de chestia asta mi-ai bătut prietenie. Eu ți-am spus doar despre prietenie, nu despre respect. Ăsta a lăsat loc de interpretare? Da. Da? Și tu când ai zis, acolo că... George, vorbeam despre emisiune. El se referea despre Diana și eu am zis, dacă tot o dași, și eu nu știu foarte multe. Rare, și eu te întreb. Și știu foarte multe. Au mai fost momente când vorbea, și dau pe Marinescu exemplu, când vorbea Marinescu și interveneam eu oarecum din spate și îi dădeam o mână de ajutor. Și vine și spuneai că, bine, te-a ajutat George. Acum ai venit și ai aruncat o afirmație, așa cum ai vrut tu. Iar în momentul când am lasă-mă să spun. În momentul când am intervenit de subiectul ăsta, în momentul când normal, pentru că asta e spărarea lui. Tot tu scoți ochii cu chestia asta. Păi stai puțin, mă repet, ai venit și ai aruncat o afirmație, iar în momentul când eu am venit să te corectez, tu ai venit și tu după război și ești un vingător. Păi am zis așa și după ai început să continui. Nu, Rareș, dacă vrei să spui ceva, spune ceva încă de la început, să nu lua joc de interpretare. Ok, greșeala mea că n-am zis în emisiune. Atât. Știu un lucru despre emisiune. Nu mă refeream la absolut nimic altceva. Dar nu că băi, Rareș, tu impui chestia asta, că eu mă refeream la cu totul altceva. Bun. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici. Sau aici.